Stimați ascultători, bună ziua! Iată-ne din nou la emisiunea Tânărul Creștin. Astăzi vom discuta despre vocație sau interes, educația, mai bine spus, între vocație sau interes, cu doamna profesor Ciornea Carmen. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu plăcere! Vom deschide discuția vorbind despre faptul că astăzi cărțile de dezvoltare personală, cărțile care vorbesc despre o carieră sau succesul într-o carieră anume, au audiență, se vând, sunt citite, poate că mai mult decât altele. Adică există acest interes al realizării ca om, evident într-o viziune omenească, să spunem, destul de terestră și de materialistă. Dar v-am invitat pentru că sunteți și profesor de limba română la seminar, la seminarul Dionisie Exigul. Sunteți și soție de preot, aveți și o fată pe care ați stimulat-o să se dezvolte personal. Și atunci, pornim discuția de la această constatare. Hristos spune că în fiecare om pune niște talanți și că noi trebuie să îi mulțim. În același timp, spune că noi nu trebuie să fim ai lumii. Trăim în lume, dar nu trebuie să ne mulțim talanții așa cum fac alții. Dumneavoastră ați fost pusă în situația de a gândi interdisciplinar. Se discută foarte mult despre acest subiect, să nu existe o disociere, o distanțare între discipline. Și atunci, situația vă obligă, să spunem așa, să gândiți corelând, legând lucrurile, legând învățătura lui Hristos de limba română, de literatură, de comunicare. Și există aceste extreme. Unii oameni gândesc că lucrurile trebuie separate, suntem și încurajați de la un nivel destul de înalt, ideologic, să ne vedem de gândirea și viața creștină la biserică, în lume să fim ca toți ceilalți. Așa încât e foarte greu pentru un elev, pentru un copil care se formează, să înțeleagă cum anume se îmbină. Un copil crescut în spiritul valorilor creștine intră în medii care nu au aceste caracteristici. Și atunci, el, în mod evident, își pune problema aceasta. Ce loc am eu în lume? Și aș vrea să începem discuția tocmai de aici. Cât e de importantă problematica aceasta a dezvoltării omului în plenitudine, în totalitate, în a fi cât mai, nu știu, implicat sau cât mai util în societate. Sigur, postura de cadru didactic la un seminar este una comodă din această perspectivă. Pentru elevul seminarist este cât se poate de clar prin simpla lui opțiune la acest tip de învățământ vocațional că educația plenară, complexă, presupune această tratare interdisciplinară, iar religia, preceptele morale creștin-ortodoxe, sunt cele care îi constituie coloana vertebrală. Noi, toate cadrele didactice ale seminarului, suntem cele care suntem conștiente de dubla noastră postură și anume trebuie să ne ocupăm nu numai de informarea lui, cât mai ales de formarea spirituală, morală. Elevul seminarist este conștient de faptul că trebuie să se raporteze nu numai la spațiul contingent, nu numai la lumea aceasta materială, cât mai ales la finalitatea spirituală, la trecerea care presupune judecata de apoi. Plecăm în primul rând de la faptul că sunteți profesor de limba română. De ce e atât de importantă dezvoltarea acestor abilități de comunicare? Se vorbește astăzi foarte mult despre comunicare în spațiul acesta, profan, să spunem. De ce e important ca un copil să-și dezvolte capacitatea aceasta de a comunica în sensul deplin al cuvântului, nu numai de a spune, de a asculta, de a interacționa? Vedeți, societatea contemporană, globalizată și globalizantă, cred că ridică această problemă a comunicării la un nivel în care noi, cadrele didactice, suntem și noi
toți adulții suntem provocați. De ce aceasta? Pentru că comunicarea față către față este substituită de rețelele de socializare, există și niște efecte destul de dramatice, omul se simte mai bine în fața calculatorului, se simte protejat de această formă de comunicare și refuză o relaționare interumană corectă, credem noi. Prin urmare, comunicarea și formele de a educa o raportare interumană directă ar trebui să constituie pentru noi oamenii, pentru noi cadre didactice cu atât mai mult, o temă comună. Dezbaterea, cred eu, că este o formulă care eficientizează această comunicare. De ce? Pentru că îi determină pe tinerii noștri să își dezvolte gândirea critică, să își dezvolte toleranța, fair play-ul, să renunțe la anumite cuvinte din zona vulgarului, din zona lucrului care nu poate să onoreze. Da, este foarte interesant faptul că într-un anumit spațiu cultural, în mod special cel protestant, forma aceasta de predică profană, să spunem, de discurs public s-a dezvoltat foarte serios. Statele Unite, de exemplu, au o școală bună de dezbatere, în general anglosaxonii. Așa este. Dar, și că totul a plecat de la predică, de la Hristos și de la Evanghelie. Protestanții, începând cu Luther, au folosit mijloacele acestea de comunicare, au folosit tiparul, au folosit orice mijloc pentru a transmite ceva. Ori noi, nu creștinii, ne dorim prin dezbatere să uniformizăm. Aici este toată problema. Iată că, așa cum Dumnezeu, din ceva care nu e neapărat bun, poate să facă ceva bun, să întoarcă lucrurile, și noi putem să profităm de experiența unor spații culturale diferite, să preluăm acest interes pentru dezbatere. Și aș vrea să vă întreb, e chiar așa o contradicție între a vorbi de Hristos și a dezbate cu un grup de elevi la liceu, de exemplu, dar o tematică? Dar nu este o contradicție. Nu este, nu? Este chiar o formă eficientă, pentru că astfel îi provocăm pe ei să studieze, să realizeze care sunt răspunsurile la întrebările pe care poate nu au avut în fața unui grup, într-un colectiv, în clasă, curajul de a le exprima și de a găsi acele resorturi intime care să-i determine să cerceteze și să își găsească propriile răspunsuri. Pentru că ce observăm? Vorbeam despre deformarea comunicării prin tehnologie. Observăm că foarte mulți dintre tineri, dintre adolescenți, sunt închiși în ei. În momentul în care un efect al supratehnicizării, da, contemporane. Da, da, da. Faptul că un profesor îi găsește relativ blocați, așa, baricadați în interiorul lor, asta cere explicit deschiderea unei discuții, pentru că ei altfel rămân închiși, fără ca să existe un feedback, fără ca să realizeze vorbitorul ce se întâmplă. Și atunci, fără a provoca deschiderea, ieșirea în afară a elevului, nu se poate obține absolut nimic. Și elevul trebuie să fie reînvățat să comunice, să-și exprime gândirea. Ați vorbit la un moment dat de o anumită vulgarizare a limbajului. Comunicarea are forme elevate, să spunem, care merg înspre ceva curat, sfânt, și forme din acestea degradate. De ce e important ca un elev să fie format, un copil să fie format în spiritul unui vocabular și unei comunicări, vorbesc și la nivel non-verbal, cât mai aproape de sfințenie, să spunem. De ce e important? Cred că ce efecte are? Fiecare dintre noi ne dorim să avem un interlocutor elegant, un om educat care este capabil să își transpună mesajul într-o formă care denotă eleganță, bună creștere, bună cuvință.
termen, putem să vorbim de beneficii atât pe termen scurt, cât și pe termen lung în ceea ce privește această educare a limbajului, verbal, non-verbal, paraverbal. Beneficiile pe termen scurt sunt acelea că vom avea de-a face cu o persoană care este capabilă să se integreze mai ușor în societate, iar beneficiile pe termen lung sunt acelea de care vorbeam anterior, și anume un om care este conștient de faptul că, în definitiv, această viață nu este nimic altceva decât o pregătire pentru trecerea la cele veșnice. Și avându-i model, ca model pe sfinți, observăm că sfinții foloseau cuvântul ca pe un... nu instrument, ca pe o putere, dar o putere care nu rănea, nu jignea. Și primul om pe care îl rănești în momentul în care aderi la un limbaj vulgar este propria persoană. Da. E o degradare care se produce în interior și o utilizare, să spunem, sau o orientare a comunicării într-un mod foarte departe de chipul lui Dumnezeu. Că se spune că am fost creați după chipul și Hristos e numit Logosul, cuvântul. Logosul, sigur. Vorbim da. Deja de o persoană care... Ar trebui să există un cepătunder între Logos, Antropos, Cosmos. Cine este conștient de această interdependență între cele trei elemente, sigur că trece altfel de judecata de apoi. O altă chestiune legată de comunicare, o altă constatare, este aceea că de ani buni, la nivel mondial, nu numai în România, se produce o degradare a conținutului comunicării. Nu numai a formei, așa este, ci și a conținutului. Observăm ce tip de muzică este promovată, observăm cam ce dialoguri pot fi găsite în cărțile, în proza în mai nouă, în filme. Ce se poate face? Care sunt acțiunile prin care un profesor poate să-l scoată pe elev, să-i ofere altceva, să-l scoată din această formă de... Bine spus, să-l scoată. Practic, contextul societății noastre ne obligă la această lipsă de conținut. Există o goană nebună, da, nu, secolul vitezei pe care tocmai l-am traversat a adus această consecință. Se dorește performanța într-un termen cât mai scurt, ori acest lucru a dus la o devalidare, la o demonetizare, dacă vreți, a substanței, a conținutului. Dacă nu avem suficient timp pentru a studia și dacă termenele devin din ce în ce mai scurte, sigur că atunci lucrurile ajung să nu mai aibă valoarea de altă dată. Ce ar putea să facă un profesor pentru a-l determina pe elev să fie ușor atemporal, practic, în aceste condiții? Cu spiritul de turmă, așa cum e. Toți ne plângem de faptul că nu citesc. Că avem de-a face cu o generație care refuză lectura. Și atunci componenta educației non-formale, care are la bază forme mult mai pragmatice, interactive, prin care îi putem atrage, ar fi o soluție. Dezbaterea este o astfel de formă de educație non-formală care mută accentul de pe cadrul didactic ca prim emițător pe elev care este forțat în acest context să susțină niște adevăruri, o anumită moțiune de la care se pornește, și să citească pentru a putea susține acel adevăr. Important e ca acel adevăr să reprezinte un subiect care să-l intereseze. Aici este toată, cum să spun, pedagogia. În a-l lua pe elev, pe copil, din stadiul la care se găsește și a-l ridica, a-l ajuta să descopere. În momentul în care este pus în situația un elev să susțină, să argumenteze o anumită idee, o lege sau, eu știu, o propunere, în ce mod poate el să-și depășească această limită dată de contextul cultural? Adică, în ce măsură îl va determina să citească, să își dezvolte anumite abilități? Trebuie să avem o politică a pașilor mici. Dacă le cere mult,
cu siguranță vor fi descurajați și demotivați. Vor considera că nu au o vocație, că nu sunt capabile să își dezvolte această abilitate de comunicare. Dacă vom cere destul de puțin și la început, vom ajunge să îi motivăm, se va crea acea emulație și important este să îi introducem într-un grup în care se practică acest tip de comunicare. Modelul acesta de a învăța pe orizontală, din experiența pe care o am, a prins mult mai bine decât acela pe verticală, profesor-elev, în momentul în care sunt introduși într-un club de dezbateri, să spunem, să luăm un exemplu, atunci sunt motivați, își doresc să fie asemeni celor care au experiență și care sunt capabili cu competență, coerență, substanță, să își susțină punctul de vedere. Pentru că, în definitiv, construirea unui argument înseamnă a avea o afirmație clară, un raționament foarte clar, deductiv, inductiv, depinde la ce anume s-au gândit ei, a avea un exemplu, o dovadă și pentru a ajunge la o dovadă care să aibă relevanță în raport cu adevărul pe care l-au exprimat, au nevoie de un research, de o cercetare asiduă, care să transforme argumentul lor într-o putere, într-o valoare ușor recognoscibilă și sigur să se gândească și la impact, care sunt consecințele. De ce au spus acel lucru? De ce au construit astfel argumentul? Mai avem câteva minute până la pauză. Aș vrea să mai punctăm un element, și anume că în toate țările civilizate, începând cu Statele Unite, occidentale, să le spunem, se constată de câteva decenii faptul că tinerii, adolescenții și tinerii, au mari probleme de socializare. Socializează într-un mod foarte primitiv, din ce în ce mai simplist, și că tind să fie depresivi, din diferite motive. Fiecare cercetător a căutat să explice în felul lui. Apropo de cluburile acestea, de ce contează motivul pentru care se constituie un grup? Care este importanța? Pentru că, vedem, există atâtea grupuri informale, fiecare adolescent își găsește un grup în care... De ce e bine ca educația se face să se facă non-formală, tocmai sau începând de la crearea unui nou context de socializare? Păi, cred că întrebarea a conținut și răspunsul. Așa este, este foarte important să le creăm un context în care să realizeze că dorințele lor sunt împărtășite și de ceilalți, că preocupările lor nu reprezintă manifestări individualiste, ci sunt, în definitiv, niște note comune ale generației și să găsească răspunsuri la întrebările care îi preocupă într-un grup. Și în acel grup să fie preocupați de lucruri care să-i înalțe, care să-i aducă mai aproape de ce ar trebui să fie, pentru că un grup lăsat liber, în care liderul aici intervine maestria să fie profesorului, da, care ar trebui să fie cel care coordonează, dar să nu care... fie o prezență agresivă, nu, care să intervină masiv. Contextul în care să și se care să dirigeze cu discreție, dar și profesionalism, această activitate. Da, e ca și în cazul părinților care cumpără jucării copiilor mici. În momentul în care părintele știe ce jucărie să cumpere, copilul deja are o preocupare bună. Dacă jucăria nu dezvoltă nimic, atunci efectele atunci sunt negative. Atunci e inutil. Luăm o scurtă pauză, ne vom întoarce peste câteva minute. Radio Dobrogea. Radioul sufletului tău.
Am revenit în direct pentru a doua parte a emisiunii noastre despre educație între vocație sau interes. Discutăm astăzi cu doamna profesor Ciornea Carmen. Pentru cei care doresc să ne trimită mesaje, pot să o facă prin SMS la 0768123456, deci 0768123456, și pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea. Ați început la sfârșitul părții întâi să vorbiți despre cluburi de dezbatere. Știu că dumneavoastră sunteți implicată în așa ceva și aș vrea să ne povestiți cum ați ajuns să descoperiți sau să vă intereseze acest domeniu al activităților extrașcolare și cum au evoluat lucrurile. Așa este. Sunt președintele Asociației Regionale de Dezbatere, Oratorie și Retorică Dobrogea. Iar fenomenul dezbaterilor l-am cunoscut în urmă cu 5 ani. M-a fascinat această idee a posibilității de a exersa abilitățile de comunicare ale elevilor într-o formă care să le dea posibilitatea să își dezvolte gândirea critică, fair play-ul, să își așeze ideile într-o formă coerentă, pertinentă, persuasivă. La seminarul teologic Dionisie Exigul, unde activez, nu avem numai clubul de dezbatere, avem și un cer de literatură și cercul literar-artistic, unde și forma teatrului școlar vine în întâmpinarea posibilităților elevilor noștri seminariști de a-și dezvolta abilitățile, talentele de a completa educația formală prin aceste metode, cred eu, eficiente de educație non-formală. Și trebuie să spunem că bănuiesc că elevii sunt interesați, pentru că ei simt, poate mai bine decât profesorii, nevoia aceasta a unui cadru mai puțin formal, în care să se manifeste, să-și descopere anumite calități, anumite talente. Da, vă rog. Vă mărturisesc că nu numai elevul se simte mai liber, ci și profesorul. În cadrul acestor ore pe care le petrec cu tinerii noștri, în clubul de dezbateri, în cercul de literatură, de teatru, relația interumană este mult mai strânsă. Nu mai există constrângerea catalogului, a absenței. Aici prezentarea este voluntară. Da. Vin cei care își doresc. Firească, da. Mai mult decât atât, că am ajuns la capitolul selecție, rămân aceia care și au performanță. Și atunci, motivarea este una care una benefică atât pentru noi, cadrele didactice care ne ocupăm de coordonarea acestor cercuri, cât și din partea elevului care se simte onorat de faptul că a fost selectat și care este prezent acolo pentru că își dorește, nu pentru că i-ar fi impus cineva. Să vorbim un pic mai mult despre chestiunea aceasta a dezbaterilor. Aveți o experiență destul de îndelungată. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre experiența lucrului cu elevii. Care au fost primele constatări pe care le-ați făcut? Care au fost primele obstacole pe care a trebuit să le depășiți în munca aceasta cu elevii pentru a-i aduce la performanță? Pentru că dumneavoastră ați obținut și niște premii sau oricum ați participat la finale. Așa este, au obținut la, chiar la competiții naționale, inclusiv cu elevii de la Mircea, cu care m-am prezentat, acum sunteți și dumneavoastră profesori. Sunt multe premii pe care le-am obținut, chiar ziarele au titrat rezultate excepționale la concursul național de dezbateri academice care s-a desfășurat la Slănic Moldova.
Ne-am întors cu premiul întâi, cel mai bun vorbitor, în formatul Karl Popper. Este vorba de elevul Vlad Popa, de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Ne-am întors cu numeroase premii și în formatul War Schools. Mi-amintesc acum de Ștefan Opol Călin, elevul care a obținut premiul 3 la vorbitori și premiul 2 la echipe. Practic, finalele au fost jucate de elevii constanțeni, ceea ce reprezintă o mare onoare pentru județul nostru Constanța. Așa cum v-am spus, e vorba de un concurs național care a reunit elevii cei mai buni în dezbateri, iar faptul că județul nostru a reușit să facă față acestei competiții și să aducă în finală proprii elevi este edificator. Așa. Dacă puteți să vorbiți un pic despre câștigurile pe care le-au avut elevii, pe care le-ați avut dumneavoastră, pornind de la starea în care i-ați găsit, cât de pregătiți erau elevii cu care ați lucrat pentru așa ceva? Pot spune că începuturile sunt timide. Destul de greu s-au mobilizat. În momentul în care au văzut ce înseamnă un meci de dezbateri, majoritatea au reacționat: nu sunt pentru așa ceva, este prea mult, este prea greu. Trebuie să muncim foarte mult. Nu-mi place să vorbesc în public. Și atunci da, am aplicat această politică pașilor mici. Se spune că e una din marile temeri ale omului. Da. Într-adevăr, pe linia dezvoltării personale, produce miracole, sigur, păstând proporțiile, dar reușesc să își dezvolte această capacitate de a se exprima unui public, de a avea un conținut capabil să miște sufletele, da, să transforme auditoriul într-o masă de oameni capabili să fie persuadați de cel pe care l-au în față. Deci aceasta se spune că este una din cele mai mari temeri, frici. Chiar cei care au studiat fenomenul în mod special în Statele Unite au constatat că pentru unii oameni e mai mare frica de a vorbi în public decât frica de moarte. Deci da, e o teamă care paralizează și atunci, da, fără, o un fără un exercițiu nu poate fi depășită și fără dobândirea unor experiențe pozitive. În momentul în care un elev vede că reușește să transmită ceva, că reușește să capteze atenția, atunci deja trăiește într-o altă lume. Respectul de sine este stimulat și aplicând, așa cum am spus, această formă de educare treptată, nu le cerem foarte mult de la început, pentru că astfel îi descurajăm. Ei sunt oricum intimidați de ce presupune această muncă, aceste formate, care nu sunt ușoare. Nu, mai și atunci trebuie să... Ele vin din alt spațiu cultural, unde poate că acolo copiii buni, elevii buni, sunt mult mai pregătiți pentru așa ceva. Dezbaterea publică este dusă la un alt nivel, în sensul așa că acolo există organizații, ONG-uri care își apără o cauză, care apar în spațiu mediatic și care chiar vorbesc despre... învățământul nostru, trebuie să recunoaștem, este în continuare excesiv informativ. Da. Avem în continuare programe extrem de încărcate și atunci libertatea noastră a cadrelor didactice de a realiza aceste forme interactive... De a aloca, în primul rând, timp. Pentru a transmite o informație. Avem foarte prea puțin timp pentru a-i determina pe ei să își asume cu responsabilitate materia, teoria. Această latură pragmatică, da, a aplicabilității informațiilor pe care noi le transmitem este deficitară în comparație cu învățământul pe care tocmai l-ați invocat. Da, tocmai de aceea noi România, suntem obligați să insistăm pe dobândirea de competențe. Se vorbește despre asta, chiar s-a pus accentul, există documente oficiale date de Ministerul Educației care spun că un elev la terminarea ciclului de 12 clase trebuie să dobândească niște competențe, între care cele de comunicare sunt la loc de cinste.
Cum ați început? Ce înseamnă pași mici? Adică ce trebuie făcut prima dată cu un elev care... Primul lucru pe care cred eu că trebuie să-l facem este să identificăm care sunt acele teme care îi interesează, care le stârnesc interesul. Făcută o discuție pe baza problematicii care consideră ei că merită să fie discutată. Ce intră în zona lor de interes. Chiar dacă pentru profesor par lucruri, eu știu, lipsite de importanță sau ciudate, de la asta se pleacă, de la acest nivel. Și atunci trebuie, pentru că dacă nu, cum spuneați, dacă elevul nu este interesat, atunci el nu se va preocupa intens, nu va cerceta. După aceea, insistați pe mai întâi pe dobândirea de abilități de comunicare sau pe abilități de gândire critică, cum se spune astăzi. Unde e zona cea mai ușor de abordat? Unde sunt problemele cele mai mari? Pentru că probleme elevii de astăzi au și în modul în care comunică și în modul în care își concep gândirea, să spunem, cuvintele. Practic sunt inseparabile. Nu pot să le dezvolt posibilitatea de a avea gândire critică decât prin aplicarea comunicării, prin astfel de exerciții, în formatul Karl Popper. Este bine să lucrăm cu elevii până la clasa 10-a și cred că se adresează tinerilor de la clasa a 7-a până la a 10-a inclusiv, iar formatul World Schools, care este mai complex, să se adreseze tinerilor din clasele 11-12. Aici elevul trebuie să țină un discurs, care este structura, ce trebuie, care e finalitatea. Ambele formate de care am amintit, Karl Popper și World Schools, presupun organizarea în două echipe. Deci, afirmatori, da. Negatori, fiecare echipă este compusă din trei membri. Practic îi determinăm pe tinerii noștri, că spuneam că dezvoltă nu numai gândirea critică, ci și toleranța, fair play-ul, să realizeze că orice adevăr care interesează, că așa cum am spus, de cele mai multe ori moțiunile cuprind concepte de interes comun, pentru a-i motiva să se implice în acest demers de cercetare. Că în orice demers persuasiv există atât o parte pozitivă cât și una negativă. Că orice adevăr are această dublă raportare. De ce spun asta? Pentru că ei sunt fie afirmatori, fie negatori, iar cel care câștigă nu este cel care este mai aproape de adevăr, cel care exprimă un adevăr care convine arbitrului, profesorului, coordonator, trainerului, ci acela care este capabil să susțină pertinent cauza. Cel mai bun avocat. Da. Lucrând în echipă, câștigă nu individul, ci echipa. Dacă ei nu știu să comunice în echipă, astfel încât să existe o coerență a cazului pe care îl susțin, atunci pierde echipa. Da, sunt mai multe competențe dobândite prin același lucru, prin același concurs. Se observă o tentație foarte mare în a fi vedetă. Elevii sunt foarte dorniși să iasă în evidență. Cum vedeți, cum să zic eu, o perspectivă, care ar fi o perspectivă creștină? Cum ar putea fi motivat un elev să vorbească în public, dar nu într-o direcție din aceasta, nu știu, de proslăvire, da, de afirmarea sinelui în sens egoist, ci de nu știu, afirmarea unor interesului interes, comun, da, de unor susținerea de unei public. Cauze care să... Cum, din experiența dumneavoastră, cum ați ajuns să-i atenționați, să-i faceți să se orienteze nu atât înspre ei, cât înspre ceea ce au de spus și de făcut? Păi, cred că tocmai am enunțat o formulă, și anume aceasta a lucrului în echipă. Este o metodă pe care o putem aplica și cred că o aplică majoritatea cadrelor didactice. Există această reticență a lor, deoarece atunci când se aplică această metodă, rezultatele se împart.
Dacă echipa... Nu e gloria unui singur om. Dacă echipa a avut un rezultat bun, atunci meritele sunt asumate tuturor coechipierilor. Dacă rezultatul este de fapt un insucces, acesta se împarte tuturor. Destul de greu, mai ales că la început colaborarea, din experiența pe care o am la catedră, nu este eficientă. Aici trebuie să intervină rolul nostru. Nu au reflexul acesta de a pune interesul grupului mai presus de interesul personal. Și aici cred că asemenea activități ar putea să schimbe un pic perspectiva asupra și mentalitatea. Și în același timp să facă trecerea către valorile creștine, unde egoismul e un păcat, unde accentul acesta pe propria persoană și propria nevoi poate duce la o deraiere. Iată, în practică îi descoperă de ce se insistă atât pe comuniune, pe relația de respect și de iubire între oameni. Ideea aceasta de a-l trata pe aproapele ca pe tine însuți, într-un exercițiu practic se descoperă că poți să ajungi la un rezultat mult mai bun decât dacă mergi singur și încerci și să faci ceva... Ajung să se cunoască. Este și un exercițiu de intercunoaștere. Practic, știu să își exploateze calitățile și să își ascundă defectele într-o echipă. Dacă există, de fapt, o intercunoaștere, cu siguranță rezultatele vor fi cele dorite. Vor exploata calitățile fiecăruia, vor vedea unde sunt plusurile și pe acelea le vor aduce în față. Sunt obligați, vorbeam de context, sunt obligați de context să fie atenți la coechipieri, să îi cunoască, să le vadă defectele, nu numai defectele proprii, ci și defectele și calitățile celorlalți și să caută să gândească în ideea interesului comun, în a obține un rezultat împreună. Și de aici câștigul foarte mare, pentru că noi în creștinism vorbim de o biserică unde ar trebui să fim mădulare, adică să nu intrăm în conflict între noi, să nu ne concurăm într-un mod care nu e potrivit, ci să gândim biserica ca un comun, ca ceva, sigur, în care suntem împreună. O altă metodă care și-a dovedit eficiența în timp, este aceea a schimbului de informații între generații. Seniorii, fie că este vorba de clubul de dezbateri, fie că este vorba de cercul de literatură, de teatru școlar, împărtășesc din experiența lor noviceilor. Da. Este o formulă care îi responsabilizează, care îi așează pe ei în postura cadrului didactic, de coordonator. E o experiență nouă. Și care ne oferă nouă cadrelor didactice o dublă satisfacție. Odată, pentru că există o continuitate, o susținere a interesului, ei au acumulat o experiență și atunci, pentru a nu se plictisi, au nevoie de noi experiențe, mă raportez aici la seniori, iar cei care acum pășesc în acel cerc de dezbateri, teatru școlar, literatură, văd din experiența precedentului care sunt beneficiile. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, le mulțumim și ascultătorilor, le urăm o zi plăcută în continuare. La revedere! Vă mulțumesc și eu!